Hei, hei, hei! Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din The Hunter Call of the Wild. Suntem tot pe Amazon și, bineînțeles, cu aceleași arme. Nu am schimbat mai nimic, așa că hai să vedem ce reușim să facem astăzi. Sper din tot sufletul să... Ia să vedem mapa... da, ne-a rămas salvat. Vreau să mergem la următoarea casă pentru a o bifa și pe aceea. După care o să mergem la misiune. Sau mergem la misiune și după aia mergem la casă. Nu știu, în fine. Ideea e că vreau din tot din adinsul să încerc să fac ceva mai mult astăzi. Dar în principiu cam asta e ideea. Aș vrea să ajung la casa respectivă pentru a o bifa și a o avea. E mult mai ușor transferul. Ia uite, văd că am murdărit monitorul. Transferul dintr-o parte în alta. Sunt un pic răcit, ceva mai mult de fapt. Dar încerc pe cât posibil să țin pasul cu filmările. Ideea e că eu un pic aiurea filmez aproape de plecarea la India și sunt un pic presat cu timpul. Pentru că nu prea am filmat nimic, am fost super, super, super bolnav și, na, numai chef de gaming nu am mai avut, dar mi-a mai revenit un pic, așa că am zis, hai să încerc. Opa, am găsit aici niște urme. Se duc încolo. Da, noi trebuie să mergem în partea cealaltă. Deci nu prea ne ajută. Opa! Ia uite ce avem noi acolo. Avem vreo șansă? Avem, dar nu știu dacă am nimerit-o. Cred că mai mult am speriat-o. Nu-i nimic. Vedem. Dacă e, dacă nu, asta este. Distanța destul de mare. 300 de metri cu un 2, 4, 3. Nu cred că am șanse, dar ați văzut și voi că am ținut ținta puțin mai sus. Să sperăm că măcar am atins-o. Sper. Chiar și dacă nu am atins-o, cel puțin am tras și nu am lăsat-o să plece. Opa, ia uite că avem... Opa, ia uite! A, păi ce ai făcut, bobiță? Ah! Trebuia să dau de pe zoom. După câte observ eu, nu am atins-o. Nu, n-am atins-o. Ok. Nu e grav. De acolo vin. Cum e posibil? Ia uite, bă, bobițe. Eu de acolo am venit. Extraordinar. Pe unde a venit aia? Ce, o căprioară ceva? What the? Ce aiurea ai, mă? Adică eu pe acolo am venit. Interesting.
Opa! Mi se părea că văd ceva aici. Mi se părea doar. Ce chestie trag aici și găsesc vânatul pe unde am venit, ești nebun? Un pic aiurea. Mamă, ce m-am speriat! Țițar, moaca de ris! Acolo e casa. O să ne îndreptăm spre casă, dar dacă tot am ajuns până aici... Se aude ceva aici. What the fuck, my friend? What do you doing here? Ceva avem aici. Să o lăsăm încetişor. Se aude bine. Și vine spre noi, pare că. Ia uite. A noastră este. Hai să o lăsăm să se mai apropie. Ia uite-vă că sare. Păi bine, mă, băbiță, cât ai să mai sari? Hai să vedem. Just now, no organ hit. Nice. I like you. Opa, ce e aici, mă? Capcana, bă, ești nebun la cap. Am luat o capcană. Ești cu capul. Nice. Nice. Ok. Pe aici a venit ăsta, mă. Și a plecat. Încoace undeva. Am nimerit-o, dar unde s-a dus pe aici? Mai găsește bunica urmele. Măcar am găsit o capcană. Mă întreb oare pot să o folosesc? Cred că pot, nu? Adică nu mi-a dat-o doar să fac poză cu ea. Mă gândesc. Uite că am găsit și urme. Aha! Aha! A, astea se duc încolo. Și astea duc din coace. Păi, până la urmă, după care mergem? Nu mai e nicio urmă pe aici. Băi, firar, mămițica ei. Am pierdut urma, mă. N-ar fi trebuit. Ia să vedem noi ce urmă avem aici. Aha. Aha. Bă, dar chiar am găsit o capcană, mă. Nice. Nu știam că putem colecta și așa ceva. Bine, eu acum fac misiunile, știi, și probabil de asta. Niciun sunet, nimic, mă. Oare să fac eu prea multă gălăgie?
Ia uite ce e acolo. Pe bune? V-am speriat eu? Se prea poate. Se prea poate. Nimic. Le-am cam speriat pe acelea. Se auzea ceva din stânga de aici. Sunt un pic așa speriat. Serios, dacă nu, mai ales că aici pot să dau de leu foarte ușor. Și armă nu prea am pentru așa ceva. Ia uite, bă. Un șacalcică. Pe mine mă interesează casa. Dacă găsesc ceva în drum spre casă, e ok. Nu știu ce e asta, e cât mine. Mare jana, dacă nu. Ce mai vezi prin ea? Nu mai vezi nimic. Ieși de aici, pleacă toate animalele, că na. Da. Hai să vedem ce e după delușorul ăsta. E, pe bune. Ia uite, bă, ce e acolo, bă, băiatule. Le-am speriat, gata, și pe astea. What the... Ia uite, mă, unde erau astea. Ia uite, mă. Wow, ce e acolo, mă? Am crezut că sunt șacali, mă, dar nu. Minor. Toți sunt minori, mă. Păi de ce, mă, toți sunt minori aici? E departe, mă, nu, degeaba trag, mă, e prea departe. Hai totuși să încerc. L-am nimerit. L-am nimerit. L-am nimerit. Hai să vedem. Mergem să vedem dacă reușim să găsim ceva. Tu de ce nu fugi, mă? Tu de ce nu fugi? Ești mai șmecher, ai? Încărcăm arma. Cor. Era să spun fie antenă că am găsit urma de la ăla care l-am pușcat prima dată. Stai așa că nu găsesc urma. Wow. Ce e asta, mă? Bă, pe aici pe undeva am tras. În prima. Încolo a plecat. Ok. Deocamdată nimic pe aici.
Pe bune, nici o urmă de sânge, mă. Băi, și-am tras, adică cel puțin în al doilea am văzut că l-am lovit. Pe bune acum. Căcuța și cam atât. Nu se poate așa ceva. Păi ce fac, mă? Merg toată harta? Na. E incredibil. Mă întorc înapoi? N-are cum, n-are cum. Serios, dacă nu. Am tras, dar de ce nu am urmele de sânge? Nu e bine deloc. Na, ți-am dat iarăși. Să nu ai tu urmă de sânge, eu să trag să văd că te-am atins și tu să nu pici jos. Incredibil. Incredibil, my friend. Bine, arma e cum e, dar totuși. Totuși, am ceva pretenții. No, să nu spui că nu iarăși nu găsesc urmă. Urmă de sânge vreau. What happening, my friend? Incredibil, frate. Deci nu mi-apar urmele de sânge. Nu, trebuia să le găsesc pe aici. Da, e clar. S-a buguit iarăși șmecherul ăsta. Oh, ce să... Păi, ți-a tot cheful să mai joci jocul ăsta, sincer vă spun. Nu-ți mai arde să mai joci când vezi că trage, ți arată, pică, pac și când te duci să găsești, să cauză pe urme leguma tată. Nu știu, nu mi se pare normal. Chiar nu mi se pare normal să nu găsesc eu urme de sânge. Am tras în patru. Patru am avut și nimic. Nimic, nicio urmă de sânge. Eu nu cred că... Nu cred că nu n-avea cum să lase, că n-aveau cum să nu lase urme de sânge, mai ales că am văzut că au picat, nu? Adică ați văzut și voi. Mă depășește, sincer vă spun. Chiar nu știu ce să mai zic. Da, din păcate nu. Sunt bucuri și da, bucurile astea, sincer, mă fac să nu mai joc jocul ăsta. Am mai zis, dar nu știu. Să nu poți tu să dai jos. E absurd, e absurd. Da. Păcat. Dragii mei, ne oprim aici astăzi. Îmi pare rău că nu am putut să vă ofer un trofeu. Ați văzut și voi, am tras în patru bucăți și niciuna nu mi-a lăsat urmă de sânge. Ceea ce mi se pare absurd. E clar că jocul are buguri, încă are. Poate, nu știu, poate se gândesc băieții ăștia să facă un update la chestia asta. Nu știu, pe mine unul mă face să mă las de jocul ăsta și îmi pare rău pentru că a dat o grămadă de bani pe el. Da. Bun, dragii mei, mulțumesc frumos pentru atenție. Încă o dată, îmi pare rău. Ne întâlnim data viitoare. Numai bine, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. La revedere!